3, 2, 1. Te-ai dus în noaptea asta. Yeah! Dar o chestie albă și chestie stricată. Nu te mănânci așa în fața mea. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la un nou challenge cu iubita mea. Bine v-am găsit la un nou challenge cu iubita mea. N-am mai făcut un clip cu Denisa de mult și știu că mi-ați cerut, așa că uitați, am adus aici pe vlog, așa că dați și un follow pe Instagram. Aveți și aici Instagramul meu, eu sunt Dima, și astăzi ne găsim la un challenge foarte fun din punctul meu de vedere. De ce ne găsesc acest challenge? S-ar numi Lick, Bite or Nothing, pentru că este popular în forma englezească. La noi am văzut la băieții de la Orange Blue că au făcut mușcă, linge sau miroase, adică în loc de nimic au adăugat miroase, ceea ce mi s-a părut foarte mișto și așa am vrut să fie și formatul nostru. Sub acest castron vom avea diverse lucruri, ori foarte bune de mâncat, ori foarte scârboase. Iar în acest bol mai mic avem foarte multe bilețele care sunt scrise cu acțiuni. Și acțiunile sunt linge, miroase și mușcă. Le sunt prescrise de iubita mea înaintea vlogului. Da, am scris foarte frumos. Le-a scris foarte frumos. Ea nu prea știe ce vom avea în farfurie, dar miroase și bine și cam nașpa din partea asta unde sunt produsele. Eu știu dinainte, dar nu știu ce voi avea în bilețel, așa că chiar facem pe bune, gen la prima vedere. Ce ne va pica în bilețel, asta vom face. Să știți, nu le extragem noi dinainte, pur și simplu le tragem random ca să fie cât mai fun și reacție cât mai mișto. Bebe, explică-ne ce trebuie să facem, că nici eu nu știu. E foarte ușor. Tragi bilețelul, trag și eu. Și cine pune mâncarea acolo? Echipa mea de producție. Ce e acolo? Miroase. Am început? Nu. Eu am linge, ea are miroase. Deci când vei ști ce e pe bilețel, descoperim și mâncarea și facem acțiunea care este scrisă acolo, ok? Hai, am emoții. Nu trebuie să ai emoții. Vă rog frumos, înainte să începem vlogul, dați acolo un like pentru că este gratis, nu costă absolut nimic și e foarte rapid. Asta e semnul vostru de apreciere asupra muncii noastre, a oricărui YouTuber. Așa că băgați acolo like și subscribe, aș dori să facem 400.000 de abonați și hai să începem challenge-ul. Hai că nu ai voie să miroși. Deja m-a întrebat ce am pus acolo. Nu trebuie, să știi, tu trebuie să ai o kinkish în timp ce eu pun. Eu încep, trebuie să facem de asta. Păi hai, cum să faci? Bim bam bum, ca la mine la foc shine. Bim bam bum. Bim bam bum. Aaaa, ah, tu începi. Hai bine. Deci chestiile astea trebuie să le tragi cu o kinkish, da? Da. Bebe, ai tras două. Te văd, oameni, pe filmare dacă trișezi și avem aici pe bilețel linge. Tu? Eu? Cu kinkish? Nu, eu, hai. A, și cum atrag și eu? Da, trebuie să știi acțiunea dinainte să vezi produsul. Ți-ai înțeles ideea, voi sper că ați înțeles ideea challenge-ului. Hai, ce ai acolo? Linge. Linge, unde avem linge? Adică asta mi se pare interesant, dacă ne pică la unul de aceeași acțiune, aia e. Ești gata? Avem... Lămâie. Yeeee! Ia uitați. Nu chiar așa. Ne-a picat la noi. Rămâia. Și mie îmi place să rămâia. Eu aș vrea să mușc. Wow. Ce acrei? Hai că dacă îți pica un cap de pește, îl mai lingeai. Chiar ne-a picat bine așa de început. Și fii atentă. La un moment dat, dacă va fi ceva ce nu vrei să faci, da, cădem de acord la o provocare pentru vlogurile viitoare. Adică nu ceva ce să facem acum, ce să facem în alt vlog. Deci cum ți-a părut? Asta a fost ușor, recunoaște. Da, mi-a plăcut. Hai, bun, hai, runda următoare. Hai să nu ziceți că mi-aleg eu, le fac, le torc pe toate părțile. Bun, deci avem un din ăsta verde și avem aici mușcă. Adică o să mănânc din produsul care e sub castronel. Hai. Eu? O kinkish, o kinkish. Hai, fără șuste din astea. Și avem aici mușcă, deci avem amândoi mușcă. Dar nu cred că ești pregătită pentru ce aici. Nu vreau. Poți să schimbi bilețelul? Atâta zic, e ceva rău. Nu, eu nu mușc. 3, 2, 1 și... Mâncarea mea preferată! Ia vedeți ce am aici, cartofi prăjiți cu parmezan. Dar wow, știi că am zis că nu mai mâncăm prostii. Da, cartofi prăjiți. Da. Deci am făcut două lucruri foarte importante pentru sănătatea noastră. Ia bine să vă avem un sos ceva. Dar trebuie să mușc, nu trebuie să mușc mai mult. Tu îți vorbești. Nu, chiar nu ai voie. Asta e challenge-ul, trebuie să mușc ceva și gata. Ai auzit? Nu mișo. Dar fiind asta. Voiam să vă zic că am făcut două lucruri foarte importante pentru sănătatea noastră, pentru că e perioada asta foarte, foarte nașpa cu răcelile. Echipa de producție, vă rog. Deci, în primul rând, mâncăm mai nou doar mâncare de la Food Kit, fără mâncare comandată, fără fast food. Și dacă vreți să vă comandați Food Kit, aveți codul DIMA5. Intrați pe site să vedeți cum e preparată mâncarea și să vedeți de ce ne place atât de mult. Și al doilea lucru vă spunem mai încolo. Hai să continuăm challenge-ul.
Bun, deci runda următoare credem aici chiar ceva super nașpa. Ai mai zis. Bun. Sigur. Hai să vedem. Avem aici mușcă. Vai. Hai. Chiar super scurt. De unde? Că e mare burger. Hai. Hai, 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 hai. Miroase. Are miroase. Yeah. Ești gata? Oh, oh yes! Mâncare umedă de câine. Doamne, bebe! Dumnezeu, mi-e rău, nu fac asta. Bebe, trebuie să faci, altfel provocare. Trebuie să te la provocare. Nu, bebe, dar ce? Bebe, mi-e rău. Vreau să mănânci. Și dacă vomit? N-am nici gâlată din aia să vomit. Bebe, ești mare și tare. Mă, mi-e rău. Da, ia, fii, mai întâi fă-tu aici. Hai. Miroase chiar bine. Credeți-mă că mi se întoarce stomacul pe dos. Ia, ce îți facem provocare sau bem mâncăm asta? Beau. Hai, bebe, mănâncă. Mi-a venit rău. Hai că o mănâncă, e prea început de challenge, nu-i poți să renunți așa. Hai. Uitați-vă ce fac pentru voi. Hai, 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 hai. Mău, e oribil, bebeță. Mai puteți să faci asta? Vreau și eu să știu un singur lucru, deci când pui la un cățel un piculeț din ăsta, se bagă repede acolo să-l mănânci, că nu pot să înțeleg, frate, nu vreau să ce se gustare. Runda următoare. Hai, bebiță. Ochii închiși. Bebe, ceva bun sau rău? Sincer. Nu mai spun detalii din astea, vete. Și avem... linge. Asta e rău din toate punctele de vedere. Că dacă ai ceva prost, îl lingi și e prost. Dacă ai ceva bun, îl lingi, te amăgești. Și nici da, nici e cel mai prost. Eu poate. Da? Hai, hai. Hai. Linge. Linge, deci amândoi trebuie să lingem. Sunteți gata? 3, 2, 1. Opa! Ia vedeți ce avem aici. Eu nu mănânc shawarma. Shawarma de la Tristor, frate. Deci... pentru mine e ceva nu rău. Pot să mănânc, nu pot să cred. Am voie să iau o grămâcă? Deci aș vrea să mănânc așa ceva bun. Ai voie să iei o gură, asta... dar vreau un linghiu. Ăsta e cel mai bun lucru pe care îl poți mânca. Hai, eu ling partea asta, tu cealaltă, da? Mamă, cum e lipia asta. Hai. Păi trebuia să lingi dinăuntru. Dinăuntru? Da, hai că mă supăr acolo. Cum e sosul ăsta picant de la Tristor? Ziceți voi în comentarii dacă există ceva mai bun. Bun? Da. Nu-ți place. Nu, bebe, eu nu mănânc shawarma. Doamne, asta e un monument, trebuie să se facă o statuie din asta cu shawarma, e ce? Da. Hai, am mirosit-o, am lins-o. Bebe, ia lasă-mă să pun și eu odată. Hai, hai. Dar stai cu spatele. Acum nici nu mă uit, vreau să pună și ea unul de din toate alea. Și ce mi se pare foarte mișto e că nici voi nu știți dinainte ce se va afla sub acest castron. Și mi se pare foarte fan așa, pentru că nu știți ce avem de mâncat sau de lins sau de mirosit. Linge. Linge. E de bine, sigur e ceva bun. Hai. Da, da, trebuia să spui ce mușcă. Că o să vrei să muști, credem. Miroase. Miroase. Și... ta-da! Mamă, vomit! Și cu plating-ul de astea! Stai să le arăt! Avem o coadă de pește cu niște mini cozi de pește. Deci... dar, Pepe, vezi că mie ăsta, ăsta e din ăla din borcange, mie ăsta îmi place, eu mănânc de ăsta. Ăsta e crud. Ia mușcă. Dar de ce se mușcă? Mie mi-a... de ăsta mi-a picat miroase. Da, bine, un amestec de ceva. Băi, sunt foarte silos, nu știu de ce în ultimul timp. Dar ăsta chiar e... păi și eu dau limba pe ăsta dacă mi-i intră oase pe-n gură. Bebiță. Ah, nu iau nicio provocare. M-am uitat un pic. Iax, bebe! Vai, știți mirosul ăla de pește crud care nu mai iese nici din... dacă te speli cu acid clorhidric nu mai iese. Vai, vomit. Bun, următoarea rundă. Împachetă-l, dăm pe ăsta deoparte. N-ai voie să miroși până nu ți se zice de la bilețel. Poți să faci doar ce zice bilețelul.
Și avem, ce cred eu că e? Mușcă! Hai! Hai, muscă! La tine cred că scrie muscă. Hai! Linge! Mamă, deci a picat perfect, o să vedeți imediat de ce. Bebe. Ești gata? Ceva bun, nu? Din punctul meu de vedere, da! Vă rog! Bebe, vă rog! Aveți un close-up, știți, se numea ceva The Big Hulk, nu știu, arată foarte bine, are paline de carne, are ce, dar are... Mamă, deci mie nu vine să cred că mi-a picat mușcă, deci vă jur pe ce vreți voi, că nu am tras intenționat sau ceva, vă jur. Deci pur și simplu asta mi-a picat. Bă, dar vreau și eu. Bun, deci înainte să mușc bunătatea asta, dă o limbă. Așa, ia la linz și acum eu mănânc. Uitați-vă cât de mare e. Bebe, dar unde mănânci așa în fața mea? Păi este ce, iubite, ce vrei să fac? Bebe! Foarte bun. Câte guri am văzut? Una! 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 Nu! Zice mușcă, nu știu de câte ori să mușc. Bebe, nu zice mușcă. De ce nu ai mușcat din peștele ăla de mai multe ori? L-am lins, biță. De ce nu l-ai lins de mai multe ori? Nu gata, avem voie decât o dată. Nu! Bebe! Bă, să zici și la următorul. Bebe, dar mi-e foame. N-ai mi-e voie burger. Mi-e poftă și mie. Gata! E gata. Hai că... Și mai avem două. Aveam maioneză pe șapcă. Așa. Deci, primul rând, tu n-ai voie burger. Pentru că voiam să vă zic că al doilea lucru, foarte important. Ne-am luat foarte, foarte multe suplimente de Genius Nutrition pentru că nu e de joacă cu sezonul ăsta de răceli, credeți-mă, vă spun din propria experiență. Ne-am luat foarte, foarte multe vitamine și alte suplimente pentru sală pentru că, credeți-mă, sport egal sănătate, așa că vă rog eu faceți sport zilnic, suplimentați-vă, alimentați-vă cum trebuie. Aveți și codul DIMA12 dacă vreți să faceți o comandă pe Genius Nutrition. A, nu ridic acum, nu? Nu mai ridic. Ceva bun? Voi ați văzut? Eu am fost să mă spăl. Nu le-am arătat. Mușcă! Hai! Bun? Poți să ridic? Stai, bebe! Și eu joc! Hai! Denisa are... Nu! Denisa nu! Are... Arată, de ce nu arăți? Miroase! Vreau să trag altul! Miroase! Bebe! Arată ce ți-a picat! Bebe! Arată ce ți-a picat! Scrie miroase! Manu! De ce ai scris miroase? Hai, nu! Vreau să schimb tot din unda asta! Frișcă? Da! Și tu ce ai aici? Tu ai miroase? Mă, ce m-am speriat. Și ce eu am mușcă? Da. Sper că n-ai pus limba, da? Da, se aude numele. Hai că e bun, mamă, mănânc tot. Bebe, azi din aur ai spus ceva de sănătate, de mâncat sănătos, de... Bebe, e un challenge! Da, bebe, dar nu... Stai să ne... Iar trebuie să mă spart. Hai, pregătește următorul obiect. Hai, pregătește următorul plus. Nu ai voie! Mușcă! Mușcă! Hai să vedem ce-i pică Denisei. Ce-i acolo? Tot mușcă! Mușcă! Sperăm că e ceva bun aici. Ea l-a făcut de data asta. Bobițe de pisică! Avem mâncare de pisică uscată de data asta, știu, dar la trecută am avut de câine umedă, adică plicule din ăla. Dar vei știi că eu când eram mică mâncam bobițe de pisică? Ei, ia, bagă, să vedem dacă mai plac astea. O să iau una, o să gust. Scuze, ce are? Eu la... nu are gust de nimic. Are gust de ceva? De bobițe de pisică. Devine acre. Proastă alegere. Nu mai fac asta, nu recomand. S-a făcut? Mai așa și așa. Cred că tu ești jumătate pisică. Da. Sau am fost pisică într-o viață anterioară. Eu nu am mâncat nimic bun. Tu te-ai giftuit cu burger, cu frișcă, cu de toate.
Și eu m-am ales cu niște bombițe de pisică. Crezi că-s fraier? Hai, bebe. Deci, e ceva ce nici măcar nu știi că avem în casă. Adică, crede-mă, a fost bine ascuns. Doamne, așa să-mi pice ce trebuie. Adică, o să vedeți imediat despre ce vorbesc. Dar ce vrea să pice? Nu pot să zic. Am gust, ceva ce să-mi ia gustul de boabe de pisică. Hai să vedem. Mușcă! Yes! Deci e ceva bun. Ce știe? Păi dacă te-ai bucurat, yes, păi yes, nu yes, mai yes, zică. Yes, yes, yes. Cine știe? Mușcă! Mamă. Ia, ia! Spre bucuria amândorora avem aici. Ești gata? Da. Sunteți curioși, nu? Lava cake. Dar de unde-i scos asta, boss? Dar și asta ce e aici? Asta să vă arăt tot. Asta e o încercare de înghițată eșuată, că da, s-a topit. Bine. Da, lava cake-ul arată bine. Dar nu te-ai și adus și niște furculițe. Nu avem. Am adus două furculițe. Deci hai, numărați câte secunde rezistă acest lava cake. Hai să vedem dacă e ce trebuie. Ultimul cheat, da? Nu mai mâncăm. Mâncare sănătoasă, food kit și sală, da? Bă, îmi pare rău că vă fac poftă, dar nu e... Mamă, stai așa. Îmi pare rău că vă fac poftă, dar totuși vă arăt un pic ce fel e. Bă! Mam! Asta, da. Bebe! Cum de ne-a picat la de mușcă? Ei, mă vede Dumnezeu, m-am jurat aici dacă noi am ales chestia, dar credeți-mă, a fost total random. Altceva mai bun nu puteai să aduci. Deci nu zic că n-aș fi mâncat la bachecul ăsta după vlog, dar m-aș fi amăgit rău de tot să am miroase sau linge. Și eu să mănânc în fața ta, așa trebuia. Sau zic eu? Un fel de răzbunare. Păi tu ai făcut deja asta cu burgerul. Hai să vedem. Da, acolo scrie mușcă, nu devorează. Nu ai cum la asta, îmi pare rău. Bun, avem aici... Mușcă. Mușcă, hai. Ochi închiși. Dar sunt închiși, bebe. Hai. Ajung corect. Miroase. Miroase. Încep tu? Hai. Dar de ce? Ce-i asta? Ceap. Hai. Bagă. Nu așa te... Hai, bebe, oricum o simt și... Hai, stai, că lumea trebuie să muști. Gata! Tu trebuie să muști. Păi asta zic, și tu poți mâncar să adormești. Băi, bebe, deci nu mai dormi cu mine în seara asta. Ai mușcat din ceapă, din pește, din toate... Ha, mă, n-ar Vax, bebe! Mă simt de parcă aș mânca șaurma cu ceapă. Vezi, o și înghit? Păi trebuie să o înghit. Nu! Că după o să-ți rămână mirosul de ceapă. Te-ai dus în noaptea asta, mamă ce pute. Te-ai dus în noaptea asta că știi că mirosul nu vine din gură, vine din stomac. Băi, bebe, vezi, mai dormi și cu gura deschisă. Mamă, deci mai pot. Mutăm asta din cameră că eu sunt fotosensibil la asta, mă iau lacrimi. Jur. Ai venit cu ceva bun de data asta pentru că eu nu am mâncat nimic decât lava cake. Eu sunt ghiștuit, mă. Băi, tu miroși a ceapă, Maxi. Mamă, deci mă ustură ochii de iese respirația și intră înapoi. Te-ai bebuțea ceapă. Avem miroase. Hai, repede, repede, repede. Nu mai pierde vremea. Hai, cu ochii închiși. Bebe, încearcă să vorbești cât mai puțin. Viță cade părul de nas, nu mai pot. Mușcă. Da. Băi, pe lângă faptul că ai ciocolată la gură. Este ceva foarte bun. Ia. Nu, eu nu fac asta. Nu există. Nu, bebe. Primul rând, hai să vă arăt că probabil nu înțelegeți ce se află aici. Nu știu ce se află aici, dar îmi vomit mațele. Deci e oribil. Nu știu cum se numește chestia asta. Cred că mai stai. Mâncam ceapă. Deci uitați-vă puțin, are o chestie albă și chestie stricată, dacă eu am luat-o din supermarket. E ceva de genul vită în conservă, dar uitați-vă că are o chestie albă prin ea. Bița, asta vreau să zic, eu îmi fac challenge-ul. Bebe, asta e stricată. E sigur că nu e expirată. Nu, abia am luat-o cu oră.
18.05 arată așa. Bine-ți vomit! Bebiță, eu nu fac asta. Trebuie să mănânci? Trebuie să muști? Nu, muști știu. Sau faci provocare? Nu, fac provocare. Nu. Ești sigură? Da, vomit! Nu e groază. Pe un vlog faci ce vreau 24 de ore. Hai că vreau așa titlul ăsta. Iubita mea face ce vreau 24 de ore. Cum e? Mi se pare genial. Nu, hai să facem schimb de carduri 24 de ore. Ah, dacă când o să refuz, eu facem schimb de carduri 24 de ore. Bine, oricum. M-am vomit matele. Dar cum aș fi acum la iubita mea face ce vreau 24 de ore, să mă pune să mănânc din asta. Deci, și mai și miros. E foarte rău, nu știu ce se mai află și aici. Hai. L-am luat direct, așa, hai că închid ochii un pic ca să nu... Ta! Mușcă. 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 A, suntem în aceeași barcă. Uf, mi-e frică să mă uit. M-a luat așa cu un fior pe ușa spinării. Aoleu, vai, nu! Bebe, tu ai luat ceva bun pentru vlogul ăsta? Da, burgerul pe care l-am mâncat. Pânza mucigăită avem aici. Deci credeți-mă, mi s-a făcut rău de la stomac. Ce facem? Pânza mucigăită, așa scria și pe etichetă, dar practic e o delicatesă la americană, se numește blue cheese. Oribil! Oribil! Oribil. Dacă n-ați mâncat, eu n-am avut interes de asta să mănânc blue cheese din ăsta. Trebuie să luăm o mușcătură, bine. Serios? Nu cred. Nu cred așa ceva? Bebe! E proastă rău? Biție este o delicatesă, e foarte scumpă. Nu, deci miroase oribil. Deci miroase a picioare. Biță, ia-și tu o gură. Bebe! Trebuie să faci și asta pe vlog. Hai, încurajați acolo. Bateți din palme. Bun? Cum a fost, Biță? Spune experiența. Nu, e oribil. E oribilă. N-are cum să fie așa ceva delicatesă. E oribilă. Sau oare că am gustat cu gândul că e brânză mucigăită, ne face. Deci e oribilă miroasa picioare, sincer. Vai, deci nu știu cum revin din starea asta. Mi se pare că am un rău de nu mai pot de la burtă, mi-e vomit de orice. Așa că băgați acolo, vă rog eu un like, credeți-mă, chiar mi s-a făcut rău mie de ea, nu știu, dar eu am gustat prea multe chestii scârboase și simt cum arde ceapa aia pe stomac. Vreau să trag eu prima de data asta, bă. Îți mie miră. Altceva în pus. Hai, da, trage tu. Amestecă-l în primul rând, închide ochii. Bă, fratele, mi-e rău. Numărați în comentarii de ce vreau să mi-e rău. Nu vreau să nu fac la mișto. Odată. Deci, ce s-a întâmplat aici? Nici măcar dar nu știi. Dar lasă ochii deschiși. Ce i-a picat acolo? N-am apucat să văd. Doamne, cine să râgă ceapă? Miroase. Bun. Avem linge și ultimul produs al acestui vlog. Ești gata? Da! Bam! Nuggets de pui. Nu, deci eu, e 1-0 pentru jocul ăsta. Intenționat l-am luat pentru că sunt preferația Ever Nuggets-ele. Deci e 1-0 pentru jocul ăsta, jur. Deci nu, n-ai cum. Bebe, le-ai lins pe toate. Păi asta e challenge. Hai. Mamă, cu sau de nasul meu, cred că trebuie să merg pe la doctor, la Budan. Deci, doar să le miroși, da? Ia uite cum miroase, cum miroase pe smetul ăsta așa peste ele. Mm. Îți place? Da, dar oricum le mănânc după ce s-a închis cele. Ăsta e adevărul. Nu, nu mai e gata, s-a închis. Nu. Deci, cam ăsta a fost și challenge-ul, mi se pare foarte, foarte scârbos. Dar cu mari rugăminți așa din partea voastră, vom mai face vreun challenge ăsta cu mâncarea scârboasă, dar doar dacă strângem foarte, foarte multe like-uri. Aveți Instagram-ul nostru jos în descriere, să ne băgați și noi acolo câte un follow. Și ce să zic, dați-ne un subscribe și dacă mai vreți clipuri cu Denisa, subscribe. Dacă mai vreți clipuri cu Denisa, lăsați acolo un comentariu și v-am pupat, pa! Ți-arunc nuggets-urile!